Șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu crede că bunul simț este o calitate extrem de rară și face referire la persoanele care nu țin cont de mediul înconjurător. Drumarii s-au săturat să strângă gunoaiele, iar mesajele transmise sunt ignorate de cei care s-au învățat să-și arunce gunoiul pe marginea drumului. Imposibil, cât am încercat să conștientizăm, să încercăm să păstrăm curățenia, nu reușim. Discutam acum două zile și cu comisarul șef de la Garda de Mediu. Suntem nevoiți să închidem toate accesele care sunt pe marginea drumului, acolo unde periodic se intră cu mașinile și se descarcă gunoaiele. Cele mai afectate zone sunt cele aflate la limitele de județ, unde pădurile permit ca remorcile să intre nestingherite în zona verde.